Odată cu creșterea salariului minim pe economie, de la 1 iulie vom da mai mulți bani pe mâncare, haine și chiar servicii. Creșterea salariului minim pe economie are ca și efect o creștere a costurilor pentru aceste companii. Deci vom avea și o anumită creștere a prețurilor produselor vândute de companiile care folosesc forță de muncă plătită pe salariu minim. Există posibilitatea să asistăm inclusiv la mărirea ratei de inflație, inclusiv pe zona dobânzilor. Este o măsură forțată care nu are nicio legătură cu randamentul sau profitabilitatea unei companii și există probabil riscul de a-și închide porțile anumite antreprenori. Presiune va fi pusă și pe bugetul statului, care va trebui să crească salariile angajaților, ale căror lefuri se raportează la salariu minim pe economie. Și amenzile de circulație vor crește odată cu salariu minim, așadar șoferii trebuie să fie atenți să respecte legea. În prezent, valoarea punctului de amendă este 165 de lei, dar de la 1 iulie va urca la 185 de lei. Executivul ia în calcul ca majorarea salariului minim brut la 3.700 de lei de la 1 iulie să fie însoțită și de netaxarea 300 de lei față de 200 de lei cât este în prezent. O să ține să iau decizia împreună cu domnul ministru al finanțelor, astfel încât tot să fie sustenabil. Trebuie să văd efortul bugetar pe care și-l poate permite. Este o discuție, o solicitare a IMM-urilor. Salariul minim brut va crește cu 400 de lei, dar cei aproape 2 milioane de angajați de la noi din țară care primesc această leafă vor resimți o majorare de până în 300 de lei față de cât câștigă acum. Astfel, salariul minim net va ajunge în jur de 2400 de lei. Economiștii sunt sceptici că majorarea va duce la creșterea nivelului de trai al românilor plătiți cu salariu minim pe economie. Este mai degrabă o compensare a creșterii prețurilor, o mică compensare pe creșterea prețurilor care s-a înregistrat în ultimii ani. România trebuie să introducă salariu minim european, care se va stabili după noi formule. Una dintre variantele luate în calcul reprezintă stabilirea salariului minim la nivelul a 50% din salariul mediu.